Mașina cu geamuri oglindă. Ceva are de ascuns. Tot dă târcoale primăriei capitale. Și-o ia în sens unde n-are voie. Acolo doar transportul public poate intra. Și mafia. Și Gabi Firea vine tot așa în sens interzis. Altfel, de ce și-ar fi făcut refugiu la intrarea principală? Ca să circule în sens interzis. Să o aducă mașina până la scară. Încă unul șmecher. Din aceeași mafie oare? Sau de la concurenți? Ăsta tot face cercuri în jurul primăriei. Și o să o ia iar în sens interzis. Da. Unde a mers mie, merge și suta. În așteptare vreo unui boier mare, săracul șofer. Și n-are rezervat loc de parcare, e nevoit să dea târcoale. Aici un angajat mai vine pe sens interzis și conduce cu telefonul în mână. Numai ilegaliști. Încă un artist. Ați umplut capitala, băi. Gabriela Firea a rupt din trotuar și a făcut acces din față, intrarea principală de la primărie. Dar de fiecare dată când vine la lucru, trebuie să intre pe sens interzis. Pe o bandă dedicată numai transportului public. Pe semnul ăsta care interzice accesul, ar trebui să scrie interzis accesul pentru toată lumea, cu excepția șmecherilor din primărie. Mai sunt șmecheri și la Fan Curier. Cel cu geamuri oglindă nu-și găsește locul, săracul. Îl tot șutează încolo încoace și trebuie să facă cercuri în jurul primăriei. A treia oară merge pe sens interzis. Chiar să nu existe pedeapsă pentru atâta sfidare de lege. Ăsta e super șmecher. D33HKG. Nu doar că merge pe sens rezervat transportului public, dar a ieșit și pe contrasens, fix în fața primăriei. O fi din clanul mafiot PSD sau ce scuză are? Și unde-i poliția să-l ia la bani mărunți? Uite poliția. N-are treabă. Și ăsta încalcă legea. Boiernaș. Și ăsta cu Peugeot. Vine sau nu vine? Altul. Vine sau nu vine? Gabi? Da. O așteptăm, dar n-apare. Păi dar ăla a deschis ușa acolo, deci trebuie să vină. E. Salut! Bună! Ce faci? Corpul diplomat este avion... Ilegalități peste ilegalități, dar poliția nema. E ocupată cu altceva. La poliția de la rutieră i-ai sunat? Cum să nu? Vine la primărie. Are o scuză.
Am mai adus o tonă de prăjituri, are tot la primărie. Nu mai era bună mașina de poliție locală. Plăcinte sau ce-o fi adus? Gabi Firean că n-a venit, dar e deja ora mesei și oamenii vor să mănânce.